sunt, după părerea mea, în cel mai frumos loc din Canada. De ce spun asta? Pentru că sunt într-un tur de televiziune foarte înalt deasupra cascadei Niagara. Acest loc este, da, dreptul, sublim. În acest clip o să vedeți o grămadă de lucruri interesante. Ce puteți face dacă veniți aici, la cascada Niagara, partea canadiană, pentru că pe malul celălalt se află Statele Unite ale Americii. Cu alte cuvinte, vă spun, vizionare plăcută! Bună dimineața, vecine! Bună dimineața, vecine! Ce faci? Cum ai dormit? Foarte bine! Foarte bine! Nu mi-am imaginat că se doarme atât de bine și este curat un astfel de motel. Pentru că am auzit tot felul de vorbe, că în astfel de moteluri, da, că nu știu ce. Am dormit foarte bine și este curat. Perfect, da. Da, eu mă uit pe booking.com și acolo am comentarii și review-uri și rating-uri și dacă nu e bun, nu mă tut acolo. Asta chiar a fost fain. Mm-hmm. Dar de fapt, haide să le arăt și lor. Perfect, da. Haide să vă arăt unde am dormit. Deci, o cameră foarte, foarte mare, cu două paturi matrimoniale. Aici am dormit eu, am aparatura la încărcat. O masă, două scaune, eu am priveliște către pădurice. Ce mai este pe aici? Frigider, un televizor LCD, un dulap de genul acesta. Haideți să vă arăt și aerul condiționat tipic american, din acela băgat în perete. Aici este zona de toaletă. Chiuvetă, aparat de făcut cafea și ceai. Am uscător, o grămadă de prosoape. Asta este baia. Totul curat, totul impecabil, deci nu vine să cred. Așa, iar aici mergem către camera lui Gelu. E o ușă comunicantă. Asta este baia lui. Zona de toaletă. Și la fel și el în cameră are două paturi mari matrimoniale, aerul condiționat, tablouri, masă, două fotolii și... Oh, bună dimineața! Bună dimineața, vecine! Iar am dat de tine! Ai făcut marele tur? Da, da, da. Păi, am intrat pe acolo, am ieșit pe aici. Chiar mi-a plăcut foarte mult acest motel. De fapt, haideți să vă arăt și piscina. Da, și îmi pare că îți poți parca mașina în față și... Ah, da, da, da. Păi asta este atuul la aceste moteluri. Ai venit cu mașina direct, da, în fața camerei, ai parcat? Nu, bagajul, nu, da, exact. Perfect. Și restul de turiști au ieșit afară să socializeze. Și cam așa arată pe exterior. Presupun că ați văzut genul acesta prin filme. Moteluri la marginea drumului. Ba mai mult, fiecare hotel, motel de genul acesta are piscină. O piscină micuță, dar curată și care, cum să zic, mă cam tentează să mă bag în ea. O să fac o baie. Uite, Marian, un lucru pe care probabil nu-l știi, în orice hotel din America de Nord, în fiecare cameră este o Biblie creștină. De ce? Păi multă lume aici, mai ales în America, închiria o cameră de hotel când se săturau de viață și na, își făceau felul. Păi și acum am spui după ce am dormit într-o cameră de hotel în Nord America? Păi, na, nu știu, acum mi-am adus aminte. Dar e o chestie foarte comună,
în America de Nord. Păi și crezi că și eu am o Biblie în cameră? Păi, hai să vedem. Cred că pe lângă pat, poate. Ia vezi. Deci dacă e Biblie, am pus-o. Înseamnă că... Da, ce? Uite. Serios? Da. Holy Bible. Wow. Da, da. Asta și sunt cazuri că mulți s-au răzgândit. Aha. Da. Pete de sânge pe tavan, nu cred. No. Pe pereți, nu? Poate cine știe, în camera asta nu... Nu e foarte des să se întâmple, dar se întâmplă. Și atunci verificați unde vreți să mergeți în hotel, în America de Nord, verificați și o să vedeți. Vizita mea prin Canada devine din ce în ce mai interesantă. De ce? Pentru că în timpul live-ului de aici am primit o invitație din partea a 2 abonați. O invitație la restaurant și o invitație la Tironian. Cei 2 abonați, un cal verde și John, University of Light. Cei 2 abonați m-au trimis aici, în cel mai înalt restaurant din zonă și un pic mai târziu la Tironiană. Acesta este restaurantul cu cea mai tare priveliște pe care eu am putut să o văd vreodată. Am mai urcat în turnuri înalte, în Toronto, în Paris, dar peisajul acesta este unic, de aceea face ca urcarea aceasta să fie specială, mult mai specială pentru mine. Doar de aici ai o asemenea priveliște. Pur și simplu, nici nu știu ce să vă mai spun. Las imaginile să curgă. Acest restaurant este rotativ. Dacă iei masa aici, în decurs de 20 de minute faci o tură completă de 360 de grade de jur împrejur. Și cascada Niagara, partea canadiană. Acest tur de televiziune se poate vizita, un bilet costă undeva la vreo 26 de dolari, dar dacă veți lua cina la restaurantul de sub această platformă, intrarea este gratuită. Intrarea, mai bine spus, urcarea este gratuită. Apoi aveți acces și pe această platformă de observare. Credeți-mă, merită. Cea mai bună priveliște, poate, din Canada. Sau ar mai fi ceva asemănător, turnul de televiziune din Toronto, CN Tower. Este ceva mai înalt, dar nu aveți cascada. Vă spuneam puțin mai devreme că mai am o surpriză din partea unui alt abonat. Mă dau cu Tironiana, hai să spunem așa, deasupra cascadei Niagara. La restaurant și la această tironiană, doi abonați au contribuit decisiv. Cal Verde și University of Light. Mulțumesc încă o dată! Două lucruri pe care, sincer vă spun, nu aveam cum să le fac niciodată, pentru că sunt cheltuieli foarte mari cu aceste două lucruri. O vizită în turn, o cină, sau un prânz, respectiv o tironiană, costă câteva sute de dolari canadieni. Dar vom beneficia cu toții de aceste surprize. Aici este intrarea. Gelul este jos acolo cu live-ul meu, pentru că în același timp fac și live, și lângă el Daniel, un abonat care a venit tocmai din Toronto să ne cunoască. Hello. Yes? I'm scared.
Excuse me? Lift this leg up as tall as you can. Okay. Right, take a seat. Lean back. Here we go. Lean back. Alright, buddy. So, can I see your wristband real quick? As soon as you pass this gate, you're going to put your arms and legs out just like a starfish. Like this, okay. And then at the bottom of the line there's an automatic braking system that's going to swing you up, so before that just grab onto here and keep your legs spread apart. Okay. Just going to tighten the back of your helmet. And do you have anything in your pockets, buddy? No, empty pocket. Wave up to that camera there for your video. Very good, thanks. Hey, stand up. Okay. Okay. Cred că mi-au dat o cască mai mică. Am eu capul mare. Una dintre cele mai tare experiențe din viața mea, această tironiară. Nu pot să spun că m-aș mai da o dată, pentru că costă doar $108. Cam mult, aș zice eu. Iar de aici vom fi luați de un tractoraș. Welcome aboard the Zipline Express. Please be sure your seat belt is fastened in your arms. Clar, această cască este foarte mică. Încă o oprire pe traseu, o vâltoare. Mă întreabă Gelu, știi ce este Whirlpool? Zic, da, o mașină de spălat foarte bună. No, hai că te duc eu să vezi un Whirlpool. Ei bine, am ajuns la un Whirlpool. Deci, acesta este un Whirlpool. Ah, ce tare! Deci, nu știu dacă vedeți curenții, practic creează așa un vârtej. Observ aici, în partea de jos, o structură metalică cu ceva cabluri și Gelul îmi spune că este un fel de funicular. Mai degrabă, un fel de telecabină, aș putea spune, și te trece de pe un mal pe altul. Ce-l vedeți acum este tras pe partea opusă. Deci râul Niagara vine din zona Cascadei și aici face o curbă imensă, apoi o ia la vale spre lacul Ontario. Da, ceva impresionant. Sincer vă spun, n-am mai văzut ceva de genul acesta. A venit și Daniel cu noi. Gelul îmi spunea că e greu să noți aici, dar de ce? Păi, în primul rând că apa e foarte oxigenată cu bule de aer și nu are portanță. Poți să dai și ești ca și într-o spumă. Și pe urmă, curentul, după cum vedeți, e foarte, foarte puternic aici. Vine exact ca și într-o mașină de spălat, de aia zice Whirlpool. Vine, se bate de malul acesta de stâncă și se întoarce înapoi.
Iar aici îl avem pe Daniel, un abonat din Toronto. A fost prezent pe live-ul de mai devreme. De câți ani ești în Toronto? 17 ani. 17 ani. Îți place Canada? Îmi place. Ai dau-o pentru altă țară? Nu știu, nu cred. Doar pentru România. Înseamnă adică că te-ai întoarce la un moment dat. Da. Super tare. Dar încă nu știu. Și în ce domeniu lucrezi aici? Inginer. Inginer. Frumos. Inginer mecanic. TCM. TCM. Tehnologia construcțiilor de mașini. Da, Daniel a fost alături de noi în live-ul de la Cascada Niagara, care a fost filmat un pic mai devreme. Acum noi ne retragem către Oshawa, orașul lui Gelu. Observ un vultur, o acvilă, un șoim, nu știu ce este. Oricum este o pasăre destul de mare. Gelu, ce pasăre este aceea? E un vultur? Turkey vulture. Vultur curcan. Turkey? Turkey vulture. Are capul roșu, dacă se vede, și arată exact ca un curcan. Dar mi-a plăcut cum a urcat în spirală. Da. Se folosește de curenți. De... Exact, exact. Am ajuns într-un orășel drăguț, unul dintre cele mai frumoase din zonă. Se numește Niagara on the Lake. Wow! Avem și Kirtosh Colax. Acest preparat a ajuns tocmai până în Canada. Tare. Însă, din păcate, este închis magazinul. Nu am șanse să cumpăr un colac. Foarte frumos orășelul ăsta. Chiar mă bucur că am oprit. Da. Teatru. Au teatru, ai văzut? Este, este. Este festivalul de teatru aici în fiecare an. Pentru asta e renumit. Teatru în aer liber. Și pentru... Pentru cât de aproape este zona aceasta împrejmuită de zone viticole și de crame, unde poți să vii, să degusti vin, să te plimbi, să petreci o noapte frumoasă, romantică. Restaurante foarte bune și aici. Lume care... Na, lume bună. Lume bună, da. Un restaurant foarte drăguț, cu o terasă superbă la etaj. Hai să vedem cât costă la meniu, cât e meniu aici. New York steak, să iei cu 30 de dolari, nu e scump. Pentru o friptură 30 de dolari, mi se spune că nu este mult deloc. Îmi place cum este decorat acest restaurant cu flori. Un adevărat oraș pitoresc. Nu este un oraș mare, dar arată foarte bine. Este îngrijit și au o tradiție cu aceste flori. Peste tot flori. Observ aici un magazin în care sunt o grămadă de mere pe acea măsuță. Nu este aprozar, ci un magazin de dulciuri. Merele sunt scufundate în tot felul de creme de ciocolată, creme de caramel sau glazură de zahăr ars. Cam cum era și pe la noi acum vreo 30 de ani. Spuneai mai devreme că pe aici sunt case scumpe sau foarte scumpe? Foarte scumpe. Cât să fie o casă? Peste 2 milioane. Peste 2 milioane o casă? O căsuță de asta mică? Niagara on the Lake, toată lumea vrea să cumpere aici. Ce să zic, îmi place foarte mult acest oraș. Chiar îmi pare bine că am oprit și l-am vizitat. Gelu chiar mi-arată un anunț. O căsuță costă 2 milioane și 900 de mii de dolari. Ia uite, alta. Maria. 2700. Pa. Sau, ia uitați, 1 milion și vreo 149.000 de dolari
O căsuță practic de lemn, cu? Cu două dormitoare și două băi. Da, deci practic e o căsuță banală. Cu ciobuță, da. Înseamnă că acest orășel este un fel de Beverly Hills al Canadei? Este scump, da. E recunoscut că e scump aici, în zona Niagara. Asta e fosta judecătorie, construită în 1847. Domnul acesta are un cărucior pentru câine. Cât de tare! Deci e un cățeluș în acel cărucior. Noi am crezut că cei doi pensionari plimbă un copil mic, dar nu, este un cățeluș. În Canada, băutura spirtoasă este vândută în magazine speciale. Se numesc LCBO. Iar băuturile de genul acesta, whisky, rom, gin, tot ce înseamnă tărie, se vând doar într-un astfel de magazin. Ia uitați, o căsuță frumoasă, aolo, 10 milioane? Păi da, că vine cu vie. 10 milioane? Da, uite, asta e numai 2 milioane 4. Asta n-are vie. Da, în schimb, uite, asta, dacă vrei, la concurență, 12 milioane 500. 12 milioane. Și uite, da. Asta e 5 milioane? 5 milioane, e un preț bun, să știi. Wow, chiar arată bine căsuța asta. Da, da, da. Cât este? 5 milioane. Orășelul nu este mare, sunt câteva străzi principale, iar în stânga, lacul Ontario. Râul Niagara se varsă în lacul Ontario. Iar aici este un hotel foarte apreciat în această localitate, Prince of Wales, 1864. La exterior nu prea arată cine știe clădirea. Ar mai trebui așa întreținută. Nu, deci asta aparține într-un lanț numit Vintage Hotels, în care sunt niște hoteluri făcute în clădiri, este foarte vechi. Sunt multe, sunt și în Acton, am fost la unul în Acton, la ăsta nu am fost, dar e un lanț vintagehotels.com și o să vedeți că este foarte frumos și au numai hotele de astea de epocă, cum ar veni. Păi, practic, 1864 înseamnă secolul 19. Da, da, da. Da, da, exact. Nu mă așteptam, sincer să fiu, să merg prin Canada și să descopăr atât de multe flori. Hai să zic, Olanda, da, dar tocmai în nord, aici, în Canada, atât de multe flori. Sunt curios cum arată restaurantul pe interior. Wow! Poftiți! Wow! Bine ați venit în hotelul nostru! Deci cum poate să arate acest hotel? Cine o fi? Proprietarul? Primul proprietar? Probabil că e prințul Wales, nu știu. Ah, se poate, da. Ia uite detaliul pe fotoliul ăsta. Gelul îmi spune că această pardoseală este de lemn și mai mult ca sigur este cea originală. Este un fel de parchet cu model înserție lăcuit. De lemn, înserție, da. La Palatul Peleș sunt multe tablouri cu inserție de lemn pe lemn. Eleganță, bun gust, calitate. Cam astea sunt cuvintele care ar descrie acest interior. Și mult, mult lux. Vă place? Da, da, ceva extraordinar. Neașteptat. Ia uite câtă cultură și istorie într-un loc așa de mic. Uite și candelabrile și tot ce e. Ramele la tablouri. Ia uitați și un hol. Un banal hol cum poate să arate. Mă simt ca la muzeu. Un hotel muzeu.
sincer vă spun, am rămas fără cuvinte. Deci, un banal hol. Wow, deci este perete din lemn. Da, sunt încântat de tot ceea ce văd aici. Aș ști să vă spun cât costă o cameră pe noapte aici, dar clar câteva sute bune de dolari. Cam acesta este orășelul Niagara on the Lake. Vă dați seama, vi-l recomand să-l vizitați. La ieșire din orașul Niagara on the Lake avem parte de lacul Ontario, logic. Iar undeva la un kilometru râul Niagara se varsă și formează de fapt acest lac imens de altfel. Am ajuns la fix pentru că soarele tocmai apune. Ce poate fi mai frumos ca la sfârșitul unei zile frumoase să vezi un apus de soare. Și nu oriunde, aici, în Canada. În linie dreaptă, la 65 de kilometri, se află orașul Ontario. Acest video, din păcate, ajunge la final. Vă mulțumesc că v-ați uitat și nu uitați, cu cât mai multe like-uri, acest clip ajunge la mai multă lume. Iar eu pentru asta vă mulțumesc. De aici, de pe malul lacului Ontario, Canada, până data viitoare, vă spun la revedere, v-am pupat! Îmi place foarte mult acest loc, îmi place foarte mult această țară. Abia aștept să revin încă o dată aici, poate cine știe, anul acesta sau la anul, dar clar am să revin. Am descoperit lucruri frumoase, am descoperit oameni frumoși, oameni de treabă, oameni de calitate, români ca noi. Trebuie să revin aici. Mai am o grămadă de locuri de vizitat și români de nota 10 de întâlnit.